Salutare guys și bine ați venit la un nou episod așa de seară. Am intrat și noi pe serverul Haze. Și guys, ce facem? Da, mergem să facem jobul de tracker. Unul din cele mai bune joburi pe care l-am testat până acum. Îți dau și experiență foarte mare și am făcut pe live-ul de astăzi cam aproape level 2, mă. Deci te bagi cu ței câte 100 XP și nu știu, nu prea mă observa la celălalt să ți le iei așa. Deci, na, eu zic că mamă ce nebune alea acum. Eu zic că se cam merită să faci jobul ăsta. Dar dimineața a fost foarte puțin player și n-a fost nimic ok. Așa că m-am gândit că o să facă. Da, zi. Zi. Mă auzi? Mă auzi, mă? Am înțeles. Da, hai să vedem ceva să facă băiat. Oricum am 5 ore și nu pot să fie jefuit ca ideea, așa că, da. Da. Poate o să scrie stai. Vreau ceva important dacă stăm atâta. Mă auzi? Păi oare de la mine, de la setări? N-are treabă. Mă auzi? La mine se aude. Sau... Da, stomacul meu. Hai, frate, cât vrei stau aici, jumătate de oră până ți rezolvi tu microfonul. Mă auzi, bă? Da, în fine. Stai jumătate de oră acolo până ți rezolvi eu microfonul. Ok, hai să vedem dacă ne trebuie licență. Să mor, dar deci dacă intru în pușcărie pentru că n-am licența aia, puu, băi, beatule, o să fie nebuneala. Da, în fine. Hai să vedem dacă există cineva în momentul de față acolo, la vamă. După cum știți, că... Da, ne-am... Stai că aici vin cu tirul. Deci, ai venit aici pur și simplu. Nu mai faci nimic. Te duci, ți-a luat tirul. Trailer nu-ți trebuie. De recomandat poți să ai Volvo 440, care e ok. Așa că, da. Hai să ne punem și unei centuri rău. Păi văd că vine playerul, dar nu știu, frate, ce să fac cu el. Că nu prea, nu vorbește. Dacă are probleme cu microfonul, asta e, n-am ce să fac. Na. În fine, sigur mă așteaptă. Da, ok. Asta e ce niște, poate vreau să jupească, poate... Bă, ați văzut acum pe care am luat-o. Și... Hai să mergem să o facem. Am mai făcut-o oricum pe live, dar am zis că vreau să văd dacă o să fie oricum cineva la vama. Și... Vreau să încerc să vedem ce facem până la urmă. Și vreau să văd acum pe seară, ținând cont că sunt mai mulți playeri. Vreau să văd dacă încep să facă troll, că te vede cu tirul, să intre sub tine sau chestii random. Știți bine cum se întâmplă în alte părți. Am intrat o oră pe serverul celălalt. O oră. Jumătate de oră, dar am prins foarte multe episoade. Prin surprinderea mea, băi, e duminică, nu pot să zici. Iar și acolo din boss aproape 500, aici 395, din care băieții cam fac roleplay. Acum nu pot să zic chiar toată lumea, dar ca dincolo. Bă, totuși, la 394, într-o zonă de ce, nu vă uitați-vă la FPS-uri, chiar bubă, e bine. Cam, asta o să fie episoadele, n-am pregătit, adică nu pot să zic că mamă că ce rol pe putem să facem sau, știi, chestii de genul, pentru că nu pregătești rol pe, nu,
Tot e random, știi? Acum vedem. Ia, a durat, era undeva la 5 minute de când facem treaba asta. Oricum ajungem repede, după aia mergem înapoi. Bă, jobul ăsta vă recomand. Scuze. Jobul ăsta vă recomand. Pentru că faci bani. Și cum se numește? Deci, pe lângă că faci și bani, faci și experiența repede. Și atunci, clar că nu prea mai trebuie, nu știu, trebuie să mă interesez ce face cu experiența asta. Bă, dacă știe cineva să-mi zică că, na, e posibil să nu găsesc chestii de genul, ia-le pe ăla. Nu știu, dacă mor, pierzi ceva, n-am nicio idee, dar na, nu pot să sun la medii sau, știi? Nu știu să dau adresa exactă. Hai că poate pe când venim înapoi. Trebuie să mă duc să vin să bag și măturii în una. Bă, nu e nimeni pe aici, mă, tu vorbesc serios. Mă, poate au ei un timp. Ba. Păi, poliția pe aici, da, na. Mașină, nu mă. Dacă nu e nimeni, de-am claxonat. Poate a dat disconnect, poate cine știe. Bă, oricum ar fi interesant să ne băgăm în poliță. Prima dată vreau să încep să încerc cu medicii. Dar asta numai la 50 de ore. Mai avem destul, încă 45 de ore să facem. O să încerc să pierd cât mai mult timp. Să nu pierd, să investesc de fapt. Și nu știu, mă, tare mă bate capul să nu mai postăm dimineața să facem după masă, da? Știi cum e? Și vreau să încerc săptămâna asta full să încerc, știi? Să facem după masă, mă, da? Problema e că depinde și de voi. Da? Nu, de obicei știți cum e episoadele postate dimineața și să vin acum eu, să merem, să facem episoade după pentru adică să facem live după masă, dimineață nimic. Nu știu, man, nu știu ce să zic. Da. O să văd, o să mă calculez, o să mă, nu că nu o să mă interesez că de ce să pentru ce să mă interesez. Da, și cam atât am făcut. În rest, ia level 1, imediat facem 2, transfer, nu știu ce e la transfer, warn-uri, clar se știe, 5 ore, e diu meu, gip point avem 8, vedea că am făcut una. Asta e, o mașină de poliție acolo pe câmp, a fost roleplay, s-a început să treacă pe aici, cred că. Da, în fine. Și ceea ce observ e că chiar ok. Aici mă refer că la ce ar fi ok, adică, bro, sper că nu bubuiesc asta. Sincer. Am înțeles, mafia. Tromplicanista, inventar plin, am înțeles. E, folosește. Am înțeles, un aruncă 100. Opa. Asta e un pic cam complicat, nici asta, nu. Da, în fine. Nu bag așa de mult pentru că nu prea îmi trebuie. Ce la noi se cetărești de alea? Cred că da. Ce dubă aia mea? A, medici cu aia. Bă, voi ați văzut ce mașină are pau medici, mă? Nice. Arată chiar bine. Hai că mai facem o tură. Poate prindem un pic de roleplay. Dintr-o tură în alta. Bine, de la mine că nu au playere sau poate n-au vorbit lângă mine. Ia că face un bun acolo. Să
să vedem. Eu pot să-l pun undeva să fie de la mine treaba asta. Adică 101 litri, voi ești prost? 101%. Am avut noroc că n-a plecat băiat, n-a intrat la mine. Asta e. Deocamdată place foarte mult. M-am gândit că vine bogatii. Chiar am pus întrebare pe la oare pușcăria aici are de asta înăuntru. Scrip de la să te bagi înăuntru și chestii de genul. Bă, dar chiar aproape bine, adică... Măcar nu dă-n tine, știi? O, e pe celălalt, am înțeles, stai că... S-a dus băiatul. Da... Rupi, nu? Bine că... Da. Asta e. Băi, eu vreau să mândresc serverul, bă, că nu am văzut deocamdată în 5 ore. Aproape 6. N-am văzut niciun fail. Bine, m-am jucat cu 9-10 player pe server. Mă rog. Și de 2 ori cu 400. E ok. Hai să facem un tichet după ce ajungem. Hupa! Poliție, coi, what the fuck? Ce? Sluboz. Brutul, iese fum din asta, mă? Stai să facem un tichet apelare, staff. Vă rog, am întrebare. Da. Da. Stai să iau, să mă pun aici să vedem cât timp apare un admin. Că nu vreau să încep dinainte și după aia să nu mai... Bă, dar cum s-o scos ăla cisternă de acolo? Adică de aici pot să scos mai multe. De ce să consumăm motorină pe degeaba? Sincer. Da. Dacă trebuie să văd ce ai liniu. Status. Bă, așteptă 4 minute. 2. Nu știu cât să mai îmbri statusul ăsta. Stai să vedem. A, admit. Da, în fine. M-aș duce un pic pe lângă aia. 7,1, da, e cel mai bun asta la... Stai să vedem că poate avem ceva de 4. 5,5. Cât e asta, va? 5,2. 5,5 era. Depozitul e greu. Că ce ți-e să te duci? 5,2 sau 5,5? Sincer. Hai mă, mai stăm un pic, nu ne băgăm așa de repede. Ia mă, că mă duc să... să-l întreb pe ăsta. Nu, e ceva. Bă, băi, e ceva. Înțeles. Salut, șefule, mă auzi? Da, șefule, spune. Spune și mie dacă te rog, care e cea mai bună cursă la, la asta. Nu fac tracker, fac petrolist. Te dai un pic okay. Frumos, să pot să spun și eu. Acum, dar vorbeam cu vorul. Da, m-am... Atât am vrut oricum să văd dacă... funcționa. Salut, nu mai este nevoie, mersi. Pa, pa. Bă, asta, ori ia foc sau ce Dumnezeu meu se întâmplă. Face petrolist cu aia, dar vezi că... chiar ok. Gen.
Mi se văd pixelii. Și aia văd eu. Nu știu dacă se observă pe live. Haide, boss, du-te. Te mă duc după tine. De fapt, merg după tine. Hai să vedem pe unde e locația asta de grefuit. Grepese, nu grefuit. What the fuck? De ce m-am pus în minte grefuit? Mă rog. Da, e posibil că ăla să nu mă fi auzit. Sau poate era... Da, cine știe, n-am nicio idee. Asta e. Mergi mai prost. Descurat la petrolist, dar am văzut că licența costă destul de mult. Dacă nu ați văzut primul livestream pe server, să mergeți să vă uitați. Aveți acolo pe episod, pe live-uri. Era zic pe episod, bro. Îți curăț la cât timp să dă un clean-up. Știi ce interesant aici? Nu poți da DV. Nu știu dacă am precizat, schimb chestia asta pe live sau pe episoade. Nu poți da DV. Și e o chestie chiar mișto. Adică, na, nu știu ce zic mișto, dar într-un fel cu tot e bine. Eu aș da un exemplu treaba asta de DV acces la player, că până la urmă nu prea ai ce pierde și din contră, uite, eu un exemplu ca jucător, când ajung la un garaj, un exemplu, de foarte multe ori dau 30 DV. Dar e posibil. Am înțeles. E posibil. A, ăla cred că bune văd ajutorul. El se aruncă în fața tirului cu aia. Hai, boss, pe jos. Și... Da, ok, poate într-un roleplay sau vine cineva și îți face troll și îți dă TV. Hai, partea doar cu aia, dar... Nu știu, mă... Vezi niște chestii care... Știi? Mamă, unde mă pui, mă? Să tot cu ăla mic de sus? Să livrez sau pe unde? Hai că trecem și de Sandy. De Sandy. Mergem și prin Sandy, de fapt. Mă, am ieșit pula. Luminat era să fac o nebuneală pe aici. Nu, mă. Da, cred că norășul ăla mic. O să ne ducă. Da, ah, păi și cum trec? Da, stai că nu-i bine. Merg pe dincolo. M-am dus, ai nevoie de tir și de trailer pentru a livra, serios? Na, știu, boss. Nu o să mă uit eu pe mapă. Da. Cam pe acolo. Deci trebuie să mă duc tot așa pe lângă. Na, asta e dezavantajul când e pus nebuneala aia de cortină după. Știi? Am pauză pe cine... The fuck, mașina lui Scooby-Doo. Am auzit pe cineva. Un streamer. Care... Are un server de roleplay. Cred că dacă o să vă zic treaba asta, o să începe să râdeți. Că... dacă... E pus vama, tu nu ai voie să treci de ea. Eu fac imperetul. Și ce că dacă treci de ea, posibil să faci să ții CK și nu mai ai nimic pe cont. Bro, cel care își face serverul lui, da? N-am nicio problemă cu niciun. Dar auzi. Dacă eu, ca și un player, vreau să mă duc din Sandy, că m-am plictisit în Sandy și în paletă o să fac roleplay. Vreau să mă duc în Los Santos, vreau să văd, vreau să experimentez, vreau să... Mă duc să văd cum bagă altul pula în gură. Și așa mai departe. De ce mi-e ei treaba asta? Păi după aia tu te miri că nu prea ai player pe server. Păi da, poate e numai un prieten fără o vamă. Că nu știu, nu l-am prea văzut. Mă rog, în fine. De-aia n-am încercat serverul.
Da, men. Dar păi îmi realiști cu aia. De ce îmi iei oportunitatea de a sta toate trei? Sau cum am văzut la Cătunul, a, pe merem noi și facem, bro, pe merem noi, ești nebun la cap, facem numai Paleto, Sandy și chestiile de genul că ajunge, știi? Man, lasă-mă să mă joc pe toată mapa, pentru că ce vrei să fac? De dorul lipsei că asta e? Să mă duc să mă joc CTA 5 ca să mă duc și eu până în Los Santos sau... Aia nu pot să înțeleg. Știi? Lasă-mă, frate, e un server în care... Cam... Eu vreau să mă joc pe toată mapa. Eu sunt la gândirea asta că vreau să mă joc pe toată mapa, așa atâta tot, știi? Nu trebuie să-ți cer ție permisiunea, nu trebuie să mă duc la altul să-i spun că, bă, tată, lasă-mă și pe mine. Și asta e. Nu să mă duc să vreau ce caz sau prostie de genul. Ce legătură are ce cau că dacă trec eu de pe radar? Și de cât am înțeles, pe parcursul anilor cu 5M, au fost mai multe servere care au vrut să implementeze treaba asta. Dar și-au dat seama că pierd jucători și atunci n-au mai implementat toată lumea. De-aia am început să urăsc tot ce ține la un server care deține de-astea, știi? Da, peretele ăla. Sau, ok, bine, faci bama. Da, frate, lasă pe player să... Da, că nu este ce pântură după perete. Păi pune. Pune să mă pot duce în altă parte, să mă... Nu forța numai o zonă ca să se facă roleplay. Pentru că dacă tu o să ai un boom de ala la server, că nu știi ce fel de streamer poate apărea. Poate apărea un streamer care are peste 5.000 de oameni pe live și lumea ca să-i facă troll și chestii de genul. Asta e. Știi? Vin după el. Și el vrea ca să vină la tine pe server, că pe ăsta e de vorbă, să se joace. Vrea să-l testeze. Dar nu, tu mergi și îl blochezi pe ăla. Păi ce ai făcut, frate, la 5.000 de oameni, un exemplu? Hai să nu fie, să nu ți intre 5.000, că nu duc serverul de atâta, să ți intre 1.000 de oameni. Pardon. Tu care ai zilnic, un exemplu, 120, 200 de playeri, să vezi dintr-o dată un boom de ăla la 1.000 de playeri. Păi, te forțezi pe zona Sandy și pe Paleto să facă un roleplay? Bagă frate în Los Santos, dacă vrei atâta. Sau lasă pe toată mapa. Asta e, de-aia există noclip, de-aia există teleport, de-aia există admin, de-aia, știi? Să fie lumea liberă. No, dar nu avem noi server și nu mă interesează, încă deocamdată n-am ajuns să joc pe serverul ăla, nici nu vreau. Ba, odată am jucat și m-a jefuit unul la o oră și mi-a dat mare glunț în cap. Că am făcut job legal. Na bine. Și chiar fondatorul s-a ocupat de etichetul meu. De, na. În fine. Nu mai conta că și eu am făcut un fir acolo, dar... Asta e. Na. Am un cred că pătat să văd despre cine e vorba. Pe undeva. N-am nimic cu el, dar... Vreau pentru un succes mai mare. Asta e, are cu trollul. Nu poți să oprești trollul. Nu poți să... Să faci un server care să fie 100% fără troll. Nu poți. Că asta e. Nu poți și nu poți. Salut. Deci, asta e. Bun, guys. Am făcut 24 de minute. Mi-a plăcut a doua tură. Pot să zic, deși am luat un pic mai mulți bani. Dar, vedem ce o să urmeze în episodul următor. Că sunt în niște zone în care PvP nu prea am avut contact foarte mult cu playerii. Atunci, cam asta caut. Știi? O locație în care să am mai mult contact. Să vorbesc mai mult cu playerii. Ne. Să văd mentalitatea lor. Bine, nu showroom. Showroom știe toată lumea că pe acolo vin tăți. Mai mult. Aflăm mică.
Așa cum ce vă să aflați când o să fie următorul live. Live episod, știți voi, înțelegeți. Mamă, dar ăștia s-au pus pe amândouă, mă. Bro, hai că și eu vreau să îmi bag asta. Ca idee. Da. În fine, oprim și noi episodul. Pa, pa.